Hilda, mulțumim. Mii de români din afara granițelor țării sunt solidari cu cei care protestează în țară. Conaționarii noștri au ieșit în număr impresionant în marile orașe din Europa, dar și de peste ocean, ca să participe la demonstrații pentru susținerea luptei anticorupție din România. Românii din diaspora nu se lasă mai prejos. La Londra, peste 2000 de oameni s-au strâns în fața Institutului Cultural Român ca să protesteze față de guvernul condus de Sorin Grindeanu. Manifestanții au intonat imnul, iar tonul a fost dat de un mic saxofonist. La fel de mulți oameni, tot în jur de 2000 de persoane, au protestat la Bruxelles împotriva corupției. La Paris, sute de români au scandat și au cântat în apropierea turnului Eiffel. Cine nu sare, ducă schimbare! Cine nu sare, ducă schimbare! În Germania, mii de români s-au întâlnit în centrele orașelor Berlin, Stuttgart, Frankfurt, München sau Heidelberg, cu același scop, să demonstreze față de intențiile controversate ale autorităților române. Și nouă ne pasă! Ce se întâmplă acasă? Mai bine de 100 de persoane au înfruntat o ploaie torențială la Torino și au cerut demisia guvernului Grindeanu. Românii și-au dat întâlnire în fața consulatului din oraș. Am obținut primul punct din ceea ce am dorit noi. Acum așteptăm căderea guvernului Grindeanu și eliberarea, curățirea sistemului politic românesc de toți corupții din Parlamentul României. Demonstranții au cerut demisia guvernului de la București. Protestul s-a încheiat după câteva ore, fără incidente.